Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-16 noiembrie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol, un sfat mai degrabă spus din oracol pentru cei din Zodia Balanță. 1-16 noiembrie 2021. Bun. Vezi cât de mult te impui. Ai grijă cât de mult încerci să ai control asupra lucrurilor din jurul tău. Controlul nu te ajută la nimic. Ai o capacitate foarte mare spirituală. Ești o persoană matură. Manifesti lucruri foarte puternice, însă faptul că vrei să te deții control asupra tuturor sau asupra oricărui aspect din viața ta te dezechilibrează și ți aduce numai, pot să spun, supărare, dezamăgire. Ai ochii țintiți pe ceva anume, ca și cum te-am fixat, sunt cu ochii pe tine și numai pe tine. Poate încerci pe o anume persoană să ai control sau pe o anume situație. Asta nu înseamnă că persoana aia nu te va dezamăgi. Mai degrabă te va dezamăgi astfel decât dacă o vei lăsa de la sine și lucrurile de la sine, pentru că clar, dacă persoana asta te iubește, nu trebuie să deții controlul asupra acestei persoane, asupra gândurilor ei sau lui. Totul va veni de la sine. Ești mult prea suspectă. Multe dintre situații e posibil să aibă loc o mică paranoia. Și anume, îți imaginezi lucruri care nu sunt reale. Îți faci anumite vise, iluzii despre persoana asta care nu sunt reale. Îți faci prea multe griji. Încerci să cauți ceva ce nu există. Bun, haideți să vedem și din tarot pentru cei din Zodia Balanță, perioada 1-16 noiembrie 2021. Balanță, 1-16 noiembrie 2021. Balanță. Exact. Asta n-a adus decât turnul în viața ta. Nimic bun. Și îl va aduce dacă nu l-a adus, pentru că tu încerci să deții controlul asupra unei persoane. Eu văd că este o persoană, leu, berbec, săgetător, pești, din viața ta, care dacă vrea să facă ceva, tot va face. Și prin spatele tău chiar. Și mi-a sărit și regele de cupe, dar l-am pus la loc. Persoana asta este o persoană care adoră distracția, băutura, viciile, etc. Vrea să meargă în altă direcție, aici e partea proastă, ca să te învețe pe tine o lecție foarte prețioasă și nu în sensul rău, nu în sensul rău. A fost o lecție pentru tine relația asta, sau dacă a fost sau încă este, că orice ai fi făcut tu, persoana asta tot a plecat sau tot va pleca. Ca în următoarea ta relație, pentru că asta oricum nu era o relație menită, să ai încredere în tine. Că atâta timp cât ai încredere în tine, nu înseamnă că dacă lași lucrurile de la sine și nu deții tu controlul, persoana aia practic, nu știu cum să explic, dar aș explica în mai multe feluri. Dacă să fac așa un rezumat foarte scurt, este că atâta timp cât încerci să ai controlul asupra unei situații cât mai mult, cu atât mai rău faci. Și chestia asta la tine s-a repetat de foarte mulți ani. Și atunci universul a venit să spună, trebuia să-ți asculți intuiția de mult, care îți vorbește și pe undeva pe acolo. Că tu ai încercat să depui atât de mult efort să-ți spargi mintea în două, ca să faci persoana asta să nu plece, și tot a plecat. Și atunci, la relația ta viitoare, un nou început, tu ai deja lecția învățată, dacă vrei să o înveți, pentru acest nou început.
ca să înțelegi că dragostea o primești atunci când te iubești tu pe tine și nu încerci să fii înfricat că persoana aia te va părăsi. Automat implică nesiguranță. Automat implică că tu simți că e ceva neregulă sau nu ai încredere în tine. Bun, vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. 1-16 noiembrie 2021. Exact. Petreci mult prea mult timp în gândurile tale. Exact ce am spus. Conspectezi, analizezi mult prea mult. De multe ori ți s-au părut lucruri care n-au fost reale. Persoana asta oricum pleacă, oricum a plecat, oricum va avea un nou început. Ăsta este turnul care oricât te-ai opus tu tot a avut loc sau o să aibă loc. Deci n-a avut, clar nu, o să aibă. Îți spun eu, turnuri ai mai avut, dar ăsta este turnul care va fi cel mai mare și important din viața ta. Pentru că aici a fost teama ta, exact. Mi-e teamă de ce o să aud, mi-e teamă să citesc mesaje, mi-e teamă să aud expresia acestei sau părerea acestei persoane, mi-e teamă să mă cert, sau mi-e teamă, sau dacă nu aud eu cuvintele alea, mi-e teamă, sau mi-e frică să văd adevărul. Nu, adevărul trebuie să-l vezi oricum, pentru că este spre binele tău. Și atunci tu te îndrepți către ceva ce te va face pe tine o persoană. Stați un pic, că nu știu unde s-a dus cartea. O persoană care este, nu știu unde s-a dus, ba da, gata, am găsit-o. Special pentru domnii din Zodia Balanță, dar și doamnele, asta te va face pe tine o persoană mult mai puternică, mult mai hotărâtă, mult mai încrezătoare în propriile forțe și te va face să înțelegi că nu există o relație codependentă toxică cu acest control. Nu poate rezista. Nu că nu există. Nu poate rezista. Ea poate să existe, dar nu poate rezista. Și persoana cu care a avut de a face pești, văd eu, ok, este o persoană care a trecut prin viața ta să te înveți această lecție. Mai vreau două cărți pentru cei din Zodia Balanță. Da. Da. Cineva din leu, bărbat, femeie, a încercat să te învețe lucrurile astea foarte mult, dar nu ai ascultat. Și probabil că vei ajunge la părerea acestei, la persoana asta să-i spui, ai avut dreptate. Ai avut dreptate pentru că, indiferent că am procedat așa, lucrurile tot... De ce mi-a fost frică, n-am scăpat? Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Balanță. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.